Ecaterina, fetița de 12 ani a părintelui Nicolae Dima și a protesei Cătălina, a suferit un șoc traumatic cerebral, cu mai bine de o lună în urmă. Toată biserica s-a rugat cu credință, nădejde și dragoste pentru însănătoșirea ei, unicul și sclipitorul copil al familiei. Dumnezeu a făcut minunea. Operația, foarte dificilă, a avut loc. La capătul fetiței au stat sfinte moaște. Șocul inițial a fost depășit. Însă, acum vine partea cea mai grea, recuperarea neuronală. Acest lucru se poate face numai la o clinică în Germania, iar costurile sunt mari. Dar, dacă Dumnezeu a întins copilei și părinților o mână, cea mai importantă, acum haideți să o întindem și noi pe a doua, ajutând financiar fiecare după cum poate. Fraților, Ecaterina are nevoie acum de ajutorul dumneavoastră. Are urgentă nevoie de recuperare neurologică. Știți cum era Ecaterina? Era extraordinară. Era creativă, era mereu veselă, mereu foarte curioasă. Și știți ce s-a întâmplat? A trecut printr-o criză de hidrocefalie, apoi prin două stopuri cardiace. Mai târziu a fost operată și i s-a extras un chist care nu era mare, dar era localizat exact în mijlocul creierului. Și acum, după toate astea. Este într-un fel de comă. Nu este conștientă. Are deci nevoie să fie ajutată să se trezească din comă. Are nevoie după aceea de tot ce înseamnă recuperare, adică musculatură, vorbit, toate celelalte abilități. Și toate astea nu se pot face în România. Adică nu se pot face în perioada asta a anului în România. Avem câteva variante de spitale din străinătate, însă este nevoie de bani pentru asta. Am deschis conturi speciale pentru donații pentru Ecaterina. Orice sumă pe care o puteți dona pentru ea este importantă. Știm că vine din inimă. Dacă vreți să luați legătura cu mine, vă rog să-mi scrieți la adresa împreună pentru Ecaterina, arongmail.com. Și aici vă rog să-mi trimiteți și numele dumneavoastră, pentru că vreau să vă am în rugăciunile mele. Dacă vreți să oferiți o sumă din partea companiei dumneavoastră, suntem sprijiniți de un ONG, Fundația Sera România, și sponsorizarea respectivă va fi deductibilă. Scrieți-mi tot pe mailul acesta, împreună pentru Ecaterina arongmail.com și o să primiți toate informațiile. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Aș vrea să vă spun că vă mulțumesc din inimă pentru toată susținerea, pentru toată rugăciunea din ultimele săptămâni. Acum vă rog să ne ajutați să o trezim pe Ecaterina din comă și să ducem vindecarea ei până la capăt. Tot cu o rugăciune, bineînțeles. O să fie un drum lung, dar mergem pe el împreună cu credință în Dumnezeu.